Salutare prieteni, sunt Florin de la tutorialevideo.info și astăzi vom vorbi despre unealta Pen Tool, prescurtată cu tasta P. Da? O avem aici, în care în această opțiune mai avem Freeform Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool și Convert Point Tool. Vom vedea ce fac fiecare. Da? În primul rând o să mergem pe prima opțiune, Pen Tool, și vom alege de aici din paleta de opțiuni Shape Layers, prima opțiune, da? Și vom desena pur și simplu, vom da un click aici, un click aici, un click aici, un aici, astfel încât avem o formă obținută. Ce putem face cu această formă? Observați în partea dreaptă la layers, ni s-a creat o formă, un shape, shape 1 denumit. Da? Pe acest shape putem adăuga o culoare, mergând aici, selectând o anumită culoare sau un style. Vedeți că aici este o căsuță tăiată de style. Asta înseamnă că nu este pus deja. Da, putem adăuga un style. Ok, și în felul acesta am obținut un shape, o formă. Bun. Haideți să revenim puțin. Și vom lua a doua opțiune de la Pen Tool, care se numește Path, adică cale. O cale către mai multe puncte. Avem aici un punct pentru un plic. Da? Vom merge aici un alt plic. Și să presupunem că vrem să facem o formă nu neapărat pătrată sau dreptunghiulară, ci vrem să facem și o latură mai ovală. Pentru asta vom putea da click aici, spre exemplu, ținând apăsat, vom trage până când credem că forma pe care vrem să o creăm va fi ok. Da? Iar pentru a șterge această latură până la, de la punctul din care am plecat, vom folosi tasta Alt apăsat, da? Și vom da click pe acest punctuleț, ultimul. Da? Și putem continua apoi. Pentru că dacă nu vom da click aici cu Alt apăsat, ia uitați-vă ce se întâmplă. O să rămână acolo. Da? În felul acesta putem controla altfel. Bun, când vrem să unim, pur și simplu mergem de unde am început. Și dăm dublu click. Și am obținut o formă. Da? Observați că această formă nu mai poate fi colorată din panoul de opțiuni. Ce putem face? Noi putem obține o selecție din această formă. Da? Vom merge la paleta Windows și vom deschide fereastra Path. Avem Work Path, iar cu control și click apăsat pe chenarul de la Work Path vom obține o selecție, da? Cu care putem să facem orice ne dorim. Pentul se mai folosește și pentru a vectoriza anumite forme, cum ar fi această imagine, da? În cazul în care ea este foarte mică,
Spre exemplu, avem o imagine ca aceasta în dimensiuni foarte mici, o rezoluție foarte proastă. O putem vectoriza, bineînțeles că programul Photoshop poate face asta, dar nu ca și un program specializat de vectorizat, cum ar fi Illustrator sau Corel. Da? Și în aceste programe se poate vectoriza mergând din aproape în aproape cu această unealtă. Da? Ok, eu nu o să mă apuc să vectorizez acum această imagine, o să ne ia ceva timp. Dar în felul acesta, după ce va fi vectorizată și colorată corespunzător, spre exemplu în Illustrator, această imagine va putea fi folosită la dimensiuni foarte mari, adică se poate mări și la 1 metru, 2 metri, 3 metri, fără să se observe nimic. Da? Nu, în cazul de față, dacă o să încercăm să mărim această imagine la o rezoluție foarte mare, vom observa că pe margine va deveni foarte urât, vizibil, și nu vom putea face un print sau orice altceva cu această fotografie. Să revenim la pentul. Da? Desenăm încă o formă. Haideți să facem așa. Ok. Mai avem opțiunea de Freeform Pen Tool, care știți bine cu ce, cum se folosește. Este o opțiune care vă poate face o formă, da? Cu mâna liberă, asemănător programului Paint. Da? Ok. Și mai avem Add Anchor Point și Delete Anchor Point. Add Anchor Point, acest semn cu plus, eventual foarte bun în unele situații. El adaugă puncte de ancoră. Vedeți că acest pătrat are 4 puncte pentru că a fost făcut din 4 plicuri, da? Am avut 1, 2, 3, 4 și al cincilea care s-a unit. Da, pentru mai bun control și o mai bună acuratețe, noi putem adăuga, vedeți, pe aceste laturi mai multe puncte. După cum observați, se adaugă, da? Perfect. Mai avem Delete Anchor Point-ul, care face exact opusul acestuia. Adică șterge aceste puncte de ancoră. Și mai avem Convert Point-ul Tool, da? Care ne lasă să tragem de aceste puncte. Da? Și practic putem realiza un design foarte frumos, aproape din nimic. Până și acestei fotografii putem adăuga câteva linii curbe și câteva efecte și sunt sigur că ne va ieși ceva. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne reauzim în tutorialul următor.